părinții pot sta acasă cu cei mici atunci când aceștia se îmbolnăvesc. Unul dintre părinți beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului. Durata de acordare este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepția situațiilor în care copilul este diagnosticat cu boli incurabile, este imobilizat din cauza gipsului sau este supus unor intervenții chirurgicale. În ceea ce privește medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, acesta are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav cu durată de cel mult 30 de zile calendaristice. Asigurații au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap pentru afecțiunile intercurente până la împlinirea vârstei de 18 ani.